Bine ați venit în casa mea! Lasă-mă să te întâmpin așa cum suntem noi obișnuiți să ne primim musafirii, cu un pahar de jinaț de la cazanul meu de pe Valea Ilvelor, mai în sus de Ilva Mică la cazanul lui Ionică. Mai în sus de Ilva Mică la cazanul lui Ionică, să faci jinar subun de stau oamenii din drum. După ce ne-a făcut cunoștință cu jinarsul ei tradițional, Anuța ne-a poftit în raiul ei de verdeață, grădina fabuloasă și foarte bine îngrijită din spatele casei sale, construită acum 5 ani. Având în vedere că am crescut la munte, mi-am dorit să am și plante, bineînțeles, dar să văd și verdeață când mă uit din casă, în curte. Aici faceți voi grătarele vara? Da, vara, vara, da. Aici vă petreceți serile de vară. Da, când avem musafiri. Uite, aici îmi beau eu cafeluța în fiecare dimineață, mă uit la televizor, vă urmăresc pe voi. După cum vezi, sunt foarte multe floricele. Îți place lavanda, observ. Da. Putem să intrăm în bucătărie. Direct în bucătărie? Direct în bucătărie. Gătești de obicei? Da, gătesc, pentru că și mănânc foarte bine și îmi place foarte mult mâncarea tradițională, pentru că am crescut cu mâncare tradițională, cu slănină, cu tocănuri, cu coleșă, așa că nu mă pot obișnui cu fructele de mare, adică nici nu vreau să par ceea ce nu sunt. Ți-am remarcat motivele tradiționale. Ai făcut pe comandă? Da, pe comandă, pentru că cumva să îmbin și tradiționalul. Adică să nu mă deslipesc de ceea ce mă reprezintă, de motivele tradiționale. Ți-am remarcat această ușă de sticlă imensă. Da, este făcută la comandă. Este poza de la nunta noastră. Era Elias foarte mic. Nunta după ce l-ați avut pe cel mic. Da, dar când am rămas însărcinat, am făcut cununia religioasă, care pentru noi este foarte importantă. Și de fapt noi cununia religioasă o sărbătorim în fiecare an, nu data nunții, când am făcut petrecerea. Uite, Laura, pentru că ți-am vorbit despre familie pe vremea când nu eram foarte hotărâtă dacă soțul meu este potrivit pentru mine sau nu, am compus și o melodie cu acea ocazie. Iubește, Ana, iubește, tăceți să potrivește. Iubește și bun și rău, că nu știi care-i a tău. De la parter, unde predomină galbenul și foarte multe elemente de sticlă, urcăm la etaj, acolo unde sunt cele două dormitoare și dressingul uriaș. Aici predomină griul perlat, o nuanță care se potrivește mănușă cu renumele ei artistic de Perla Bistriței. Da, normal, aici ar trebui să fie dormitorul nostru, dar deocamdată nu stă nimeni aici decât musafirii. Noi dormim în camera lui Elias. Tabloul din baie l-am remarcat. Da, aici este doar baia mea, pentru că știi cum e când mergi la cântări, le lași toate împrăștiate, ne facem părul, make-up-ul și atunci am preferat eu să am baia mea și dressing-ul meu. Te invit în dressing! Văd foarte multe costume și foarte colorate. Da, păi așa sunt costumele la noi în Bistrița Năsăud. În fiecare comună pot să spun că costumul popular este puțin diferit. Acestea sunt pânzăturile mamei mele cu care s-a căsătorit. Și eu am fost mireasă cu aceste pânzături. Și ce ai mai avut pe tine? Ia de la nuntă, că mi-ai arătat poza jos. Uite, aceasta este Ia de la scoată. Nuntă. Acum, nu că vreau să mă laud, dar consider că costumul la noi în Bistrița Năsăud cred că este cel mai frumos din toată România. Uite, asta am cumpărat-o. Este cea mai scumpă cămașă din racing-ul meu. A costat 2000 de lei. Dar uite-te cât a trebuit să muncească. Fiecare mărgică este cusută cu mâna. Le por cu drag, cu cinste și cu mândrie.
cu la fel de mult drag încalță și cele peste 30 de perechi de pantofi. Fiecare pereche poartă semnătura unor designeri renumiți și costă peste 4-500 de euro. Îi asortează de fiecare dată cu una dintre zecile de rochii spectaculoase, croite special pentru evenimentele la care cântă. Cum reziști tu pe tocurile acestea sau acestea la cântări sau da. Acestea? Ce tocuri? Da. Și văd că ești fidel aceleași... aceleași firme. Da, da. Păi... ce să fac dacă sunt un pic mai piticuță? Dacă aveam și eu niște picioare mai lungi, nu mai trebuia să port tocuri așa de înalte. Așa trebuie să... Îmi place foarte mult această... Adică îmi place și stilul stiletul. Mi se pare că arată piciorul foarte bine în acești pantofi. Și de asta am mai multe perechi de la această firmă. Ți le cumperi tu? Le primești cadou de la soțul tău? Eu mi le cumpăr. Pentru că îmi cumpăr ceea ce îmi place. La evenimente mai îmi iau câte o rochiță frumoasă. Iar arată-ne câteva rochițe pe care le porți la evenimente și îți plac foarte mult. Îmi place foarte mult și culoarea alb-negru. Îmi plac și cele cu paietuțe, dar nu foarte încărcate, pentru că eu consider că am rămas o fată simplă de la țară și uite, asta îmi place foarte mult. E frumoasă foc. Da. Și îmi place să rămân modest, așa cum am crescut. Bun, de aici unde mergem? Tu mergem în dormitor? Deci tu ai fost cea care a decis cam totul în casă. Da, pentru că am început casa când eram domnișoară, după care am rămas însărcinată și soțul meu locuia în Anglia. Așa că el când a venit, cam 80% din casa a fost făcut și... Știi cum e, bărbații nu se bagă treburile femeilor, mai bine să le dai pace, să-și facă ele de cap.